Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București l-au comemorat în această seară pe părintele arhimandrit Simeon Craiopoulos, unul dintre marii duhovnici ai Greciei și un cunoscut psiholog creștin. Seara duhovnicească a fost organizată de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog din cadrul facultății. Părintele Simeon Craiopoulos, chip duhovnicesc, a fost titlul primei seri duhovnicești din acest an universitar, organizată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Invitatul special al întâlnirii a fost monahia Filoteia Misira, stareța mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, Panorama din Tesalonic, așezământ monahal unde părintele Simeon a fost duhovnic peste 50 de ani. Un cuvânt și mai multe mărturii despre părintele Simeon Craiopoulos au fost expuse cu acest prilej și de părintele profesor Constantin Coman, cel care a tradus în limba română mai multe lucrări ale cunoscutului părinte grec. Părintele Simeon a fost un pusnic în pustia lumii. A asociat viața în pusnicie cu viața de fiecare zi a lumii de azi. A fost un părinte cu o personalitate multilaterală, care foarte greu poate fi descrisă în cuvinte puține. Trăsătura caracteristică era respectul față de libertatea sufletului uman. Niciodată nu a forțat, nu a obligat cineva spre ascultare. Ascultarea trebuie să fie o mișcare de bunăvoie, de săvârșit liberă și, în consecință, toată strădania dânsului a fost să propovăduiască adevărul, dar nu să-l impună forțat. Astăzi este cunoscut în Grecia și în toată lumea ortodoxă tocmai pentru această învățătură a lui fundamentală, a credinței și adeziunii libere la Dumnezeu și nu prin vreun fel de constrângere. A influențat foarte mult veacul nostru, a fost un mare duhovnic, l-aș asemăna cu părintele Sofian al nostru de la București. Aceasta a fost dânsul pentru Tesalonic, dar și pentru Atena chiar. A trecut la Domnul în 2015, la vârsta de 90 de ani, născut în 1926. Eu personal îl trec în ceata acestor mari părinți cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în veacul 20-21 și care au subliniat cu toții, de o manieră foarte profetică să spun, importanța experienței nemijlocite a dialogului cu Dumnezeu. Experiența cu Dumnezeu ca temei al teologisirii întâi de toate și al propovăduirii. Părintele Simeon Craiopoulos a fost un om foarte smerit, a avut un duh al discernământului foarte dezvoltat, un om foarte iubitor și un om care a îmbrățișat cu foarte multă înțelegere. La semăn cu părintele Sofian, pentru că asemenea părintele Sofian era un reflex al bunătății dumnezeiești. Întâlnirea a fost moderată de părintele conferențiar Gheorghe Holbea, președintele cenaclului Sfântul Simeon, noul teolog. Trebuie să spunem că este un părinte duhovnic, aș putea spune aparte față de ceilalți duhovnici, cu atât mai mult cu cât în limba română acum mi s-au tradus deja 9 lucrări. Prima lucrare care m-a impresionat și pe care am citit-o a fost Taina Suferinței, pentru că vedem suferința este una dintre constantele vieții noastre pe acest pământ și felul în care o tratează, abordând și partea psihologică, să zic, a suferinței, dar după aceea găsind remediul duhovnicesc. Pe de altă parte, trebuie să spunem că prezența Maicii Starețe, care a petrecut 52 de ani împreună cu părintele Simeon Craiopoulos, cred că este o prezență duhovnicească, o mărturie vie și cred că avem nevoie de asemenea mărturii, mai ales în Facultatea de Teologie. La eveniment a fost prezent și preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a vizitat mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Panorama, pe când părintele Simeon era duhovnic aici.